Bună seara, stăținile la emisiunea Dilemele Zilei. În această seară foarte multe telefoane, foarte mulți invitați prin telefon, este adevărat. Discutăm despre situația la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Stă să bubuie acolo coronavirusul. Doar norocul ne poate face să sperăm că va fi bine la această unitate medicală. De mult timp spuneam că la Spitalul Județean din Târgu Jiu este cheia în ceea ce privește lupta împotriva coronavirusului în județul Gorj și nu numai. Vorbim despre o angajată, chiar unul dintre directori, directoarea de îngrijiri, care acum așteaptă rezultatul împreună cu sora acesteia. În funcție de rezultatul care va veni, dacă va fi pozitiv, vor fi luate măsuri pentru a preveni răspândirea coronavirusului în unitatea medicală amintită. Dacă nu va fi așa, nu vor fi luate măsuri, deși rezultatul va fi pozitiv, atunci vom fi la mâna Domnului cu toții, mai ales cei care au legătură cu Spitalul Județean și vor să mai meargă să se trateze din când în când la acest spital. Vom sta de vorbă și cu managerul Spitalului Județean, domnul Dumitru Vienescu, în câteva momente. Avem însă și câteva semne de întrebare cu privire la comunicarea informațiilor legate de situația la zi a infectării cu coronavirus. Din datele pe care le am eu acum, ne apropiem de 50 de cazuri, 49 de cazuri la nivelul județului Gorj. Astăzi au mai fost confirmate vreo două cazuri la Motru. Avem peste 1400 de persoane în izolare și în carantină la nivelul județului Gorj, mai puțin în carantină, vreo 250-260 de gorjeni care au intrat în carantină. O situație limită, vă spun, la Spitalul Județean, unul dintre directori care a intrat în contact, așa cum a spus și fostul manager Gilel Capot, a intrat în contact cu mulți salariații spitalului, așteaptă acum rezultatul. Sunt pacienți internați și la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu și la Spitalul COVID din Târgu Cărbunești, dar în momentul acesta situația e fierbinte, arde la Spitalul Județean, unde acolo lucrurile atârnă de un fir de păr. Desigur, mai multe ne va putea spune domnul Dumitru Vienescu, managerul unității medicale. Bună seara, domnule Vienescu! Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru că ați intrat prin telefon la emisiunea Dilemele Zilei. Spuneți-mi care este la ora la care vorbim situația la Spitalul Județean de Urgență de Târgu Jiu. Au venit rezultate, când trebuie să vină și ce așteptări aveți? Deci în momentul de față la Spitalul Județean de Urgență de Târgu Jiu sunt internate 15 persoane confirmate pozitiv și 7 persoane cu suspiciuni. Pentru ziua de astăzi nu am primit încă rezultatele. Așteptăm în curtul zilei de astăzi sau ce târziu mâine să primim aceste rezultate. Care este starea de sănătate a doamnei Motea și a rudei acesteia? Da, deci tot astăzi, având în vedere că un pacient care a fost la internat oficial de boli infecțioase a fost confirmat pozitiv și care soția dânsului este angajată infirmieră la blocul operator din Spitalul Tudor Vladimirescu, s-a dispus pe baza anchetei epidemiologice și această persoană să fie internată la secția de boli infecțioase cu suspiciuni de coronavirus, prezentând forme ușoare. Tot în ziua de astăzi a fost internat tot în baza avizului medicului epidemiolog și directorul de îngrijiri, care a acuzat de asemenea forme ușoare și o persoană de la secția de boli infecțioase. Am avut o discuție cu doamna director de îngrijiri în această seară. Starea de sănătate este bună. Așteptăm rezultatul, sperăm să fie negativ, să nu fie probleme la nivelul spitalului. Ce se întâmplă dacă acest rezultat vine pozitiv? Ce măsuri trebuie să luați? În situația în care rezultatul va veni pozitiv, medicul epidemiolog va declanșa acea anchetă epidemiologică și va stabili circuitul persoanei, a directorului de îngrijiri și măsurile care se impun sau dacă se impun și alte persoane care trebuie să fie testate pentru care intrat în contact direct cu directorul de îngrijiri. Asta medicul epidemiolog o să stabilească acest lucru. Dumneavoastră, ceilalți colegi de-ai dumneavoastră, sunteți contact direcției doamnei Motea? Nu putem spune că este în contact direct, pentru că am purtat echipament de protecție. În fiecare dimineață, personalul administrativ primește echipament de protecție, mască și mânuși de unică folosință. Am purtat aceste echipamente de protecție. Acum vedem, dacă ancheta epidemiologică va dispune să fim ca suspect, ne vom conforma acestui lucru.
Adică autoizolarea la domiciliu sau într-un alt spațiu de la spital sau care? Aveți ceva pregătit? Păi nu, vor fi persoane cu suspiciune. Atunci, dacă vor fi suspiciuni, trebuie să fie internate în secția de boli infecțioase, dacă vom fi declarați ca și persoane contact direct cu directorul de îngrijire. Deci veți fi internați în spital? Probabil că da, sperăm să nu se ajungă la această situație. Cam câte persoane ar putea fi în situația aceasta? Doamna Motea a intrat în contact cu foarte mulți angajați ai spitalului. Deci am spus, personalul spitalului a purtat mască de protecție. Din punct de vedere epidemiologic nu este un contact direct și nu se poate supune acestui simptomatologie sau suspiciuni de coronavirus. Dacă persoanele prezintă totuși simptomatologii, acheta epidemiologic va dispune acest lucru. Eu nu vă pot spune mai mult în seara aceasta. Se va putea, aveți pregătit un plan A, un plan B, un plan C? Este pregătit acest plan, dar v-am spus încă o dată, sperăm să nu se ajungă la această situație. Nu se va ajunge în această situație. Sigur că depindem de noroc acum în momentul acesta. Practic, bănuiesc că deja știți cum s-ar fi putut produce această infectare dacă este să confirme diagnosticul. Vorbim, până la urmă, de ceea ce spuneam în ultima lună și jumătate. Chiar și eu mi-am bătut gura uneori de pomană aici la televizor, deși sper să nu fi fost așa, oamenii să stea acasă, să nu umble aiurea. Deși unii dintre ei se aflau ori în șomaș tehnic, ori aveau liber, deci puteau să stea acasă fără niciun fel de probleme și iată că s-au ajuns să se infecteze și să infecteze și pe alții până la urmă sau să sperăm că nu e situația asta dramatică până la urmă. Da, exact. Nu cred să se întâmple această situație. Nu știu situația soțului doamnei angajate, unde a fost în această perioadă, nu cunosc alte amănunte. Da, așa este. Care este starea de sănătate a celorlalți pacienți? Ce fel de îngrijire primesc? Ce medicamente? Deci, starea de sănătate a pacientelor internați pozitiv este o stare ușoară, stare bună. Medicamentația care este acordată de medicul de boli infecțioase nu o cunosc, dar cu siguranță respectă procedura care este stabilită din metodologia emisă de către Ministerul Sănătății. La cazurile ușoare se dau acele medicamente mai puternice de care s-a vorbit, folosite în alte boli, sau un tratament mai ușor? Sunt medicamentele în stoc necesare pentru tratarea pentru pacienții cu COVID pozitiv. V-am spus, medicul epidemiolog e cel care decide administrarea acestor medicamente și cum se acordă aceste medicamente. Avem medicamentele care sunt necesare pentru tratarea COVID. Dumneavoastră, cum vă simțiți? Vă considerați în pericol în acest moment? Din punct de vedere, nu mă consider în pericol absolut deloc. Starea de sănătate e bună. Sunt în permanență, port mască de protecție la serviciu, mănânci de unică folosință. Și ceilalți colegi la fel? Și ceilalți colegi la fel, da. Se fac verificări în sensul acesta? Știu că DSP a mai făcut verificări. Deci v-am spus, după ce se vede rezultatul directorul de îngrijire, atunci se demarează o procedură, o anchetă epidemiologică și se decide ce se face în continuare. Dacă se va decide ca dumneavoastră să fiți internat, cine va conduce unitatea medicală? Da. Care este procedura? Sper să nu se ajungă în această situație. Păi nu, a spus că aveți pregătit planul B, cum se zice. Deci, probabil că o să fie găsit un locuitor. Direcția de sănătate publică este coordonatorul spitalului în momentul de față. Probabil că se va găsi un locuitor. Sau directorul de medical va prelua funcția dacă dânsa nu va fi în această situație. Deci, direcția de sănătate va stabili acest lucru. De unde trebuie să vină rezultatele? Rezultatele... Pentru... Da. Deci, în seara aceasta se așteaptă la spital la Târgu Jiu, urmând să fie confirmate și la Craiova. A, deci aștepta și de acolo. Când ar ajunge? Aveți vreun termen? Păi, în seara aceasta sperăm să ajungă la Târgu Jiu, urmând ca mâine cel târziu să fie confirmate și la Craiova. A, deci ați avea un rezultat în seara aceasta? Da, da. Nu știu dacă l-aveți până la finalul emisiunii, am putea să intrăm să ne comunicați rezultatul până la ora 22, dacă deci, apare... Deci, rezultatul este la nivel de Târgu Jiu, v-am spus, nu știu, neoficial, urmată confirmarea oficială se făcută mâine la Craiova. Cât timp va mai dura cu această confirmare de la Craiova? Până când se va merge în sistemul acesta? Deci, de câte am discutat cu medicul
șef de secție, medicul șef de laborator, va merge o perioadă de cel puțin o săptămână de zile pentru ca personalul să stăpânească foarte bine această tehnică și să nu se dea erori sau după ce spitalul județean va confirma aceste rezultate. De săptămâna viitoare se va lucra, vor lucra singuri? De săptămâna viitoare. Da, sperăm de săptămâna viitoare să lucreze la nivelul spitalului. Vor lucra singuri cei de aici. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Sigur, acum așteptăm rezultatele și de aici vom putea să discutăm într-un fel sau altul. Dacă vor fi pozitive, situația intră în atribuțiile celor de la Direcția de Sănătate Publică să vedem rezultatele anchetei, ce decizii vor lua. Dacă va fi negativă, sigur că acesta va fi o ușurare pentru spital, pentru angajații spitalului. Nu ne dorim sub nicio formă să vedem un Suceava 2 aici la Târgu Jiu, Doamne ferește de așa ceva. Ce s-a întâmplat? Au fost comunicate o serie de amenzi date de Direcția de Sănătate Publică la Spitalul Județean. Ce s-a întâmplat acolo la secția boli, tocmai la secția boli infecțioase? Da. Cu nepurtarea echipamentelor, cu un gândac găsit în mâncare și așa mai departe. Da, controlul a fost făcut de Direcția de Sănătate Publică, au fost găsite anumite nereguli pentru care Direcția a aplicat sancțiunile pe care dumneavoastră le-a și enumerat, nepurtarea echipamentului de protecție în mod corespunzător de către personal și acel incident la care a spus dumneavoastră, izolat, care s-a întâmplat la secția de boli infecțioase. A intrat izolat gândacul în mâncare sau cum s-a întâmplat? Nu, cazul mă refer a fost izolat. Deci nu cazul. Deci la nivelul dar cine? Mâncarea este preparată în altă parte? Toate la spital? Spitalul are un bloc alimentar propriu, cu personal propriu angajat, la locația spitalului 700 și este distribuită masa cu mașinile autorizate în locația din Tudorul Vadimirescu și locația Pasarel. Ați făcut verificări? Când s-a realizat ultima dezinsecție la blocul alimentar? Da, s-a făcut verificări, s-a făcut și de către Direcția de Sănătate Publică. Din discuțiile purtate și verificările care se fac, s-au respectat acele grafice de dezinfecție, așa cum am vrut cu medicul epidemiolog în cursul de ieri și chiar astăzi. Ce, practic, imaginea este dezastroasă când găsești un gândac în mâncare. Ce măsuri ați luat și dumneavoastră cu personalul de la cantină, de la bucătărie? Măsura a fost dispusă de către Direcția de... Deci, măsura a fost dispusă și luată de către Direcția de Sănătate Publică pe baza unei anchete dispuse de către această instituție. De acord cu dumneavoastră, dar dumneavoastră în planul secund nu i-ați mai tras de urechi sau le-ați ținut o morală, o ședință? Da, le-ați făcut niște recomandări? Instruirea personală privind măsurile igienico-sanitare care trebuie respectate pentru transportul alimentelor, cu graficele de lucru pentru graficele de dezinfecție la nivelul blocului alimentar, a fost făcut acest instruir și a fost discutat cu personalul responsabil în acest sens. În momentul în care avem un spital COVID la Cărbunești, de ce sunt totuși pacienți destul de mulți și la Târgu Jiu, la boli infecțioase? Deci, prin ordinul de ministru care a fost publicat în monitor oficial, spitalul, secția de boli infecțioase, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, este declarată secție pentru tratarea pacienților COVID. De aceea sunt internați la secția de boli infecțioase pacienți cu declarat pozitiv COVID. Sunt în funcție de numărul de paturi care este alocat pentru această secție. Sigur că la Cărbunești e doar spital COVID, 200 de paturi, la Târgu Jiu doar secția de care pomeneți. Da, un număr de 18 paturi are secția de boli infecțioase. 18 paturi, practic nu prea mai sunt locuri acolo. Da, în momentul de față sunt 15 locuri, aproape capacitatea este la maxim a secției de boli infecțioase. Am urmărit, să știți, și rata vindecărilor de vreo săptămână, rămânem cam în aceea zonă. Ce se întâmplă? Deși vorbim de pacienți cu forme ușoare. Deci vă pot spune că la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, un pacient care a internat pozitiv a fost declarat vindecat și chiar astăzi a fost externat. Când s-a întâmplat? Erau șef astăzi, în cursul zilei de astăzi. Deci n-a fost prins în statistică. E adevărat că astăzi Direcția de Sănătate Publică n-a mai comunicat statistica pe care o comunica în fiecare zi la ora 13. Din câte am numărat eu, am avea 49 de pacienți, erau 8 vindecați până ieri. Probabil că se adaugă și acesta de care pomeniți dumneavoastră. Îmi spunea cineva de la spital că tratamentul de bază ar fi paracetamol cu algocalmin la formele ușoare. Nu se apelează la medicamente mai puternice deci, decât v-am spus, nu sunt medic, din câte știu, decât un antibiotic.
Nu da. E adevărat, sunt și acele medicamente specifice pentru tratarea bolilor pentru COVID. Nu, următoarea întrebare era dacă aveți medicamente și mai deci, puternice pentru... Există medicamente specifice pentru tratarea pacientelor COVID. Deci aveți și medicamentele care se pomenește da. În alte spitale da, și da, care da. Au fost... Acele care sunt în acele protocole stabilite la nivel de minister. În acest moment nu este nici, n-a fost nevoie pentru niciun pacient de respirație asistată, de ventilator? Nu. Deci toate formele sunt forme ușoare și forme medii, nu sunt forme grave la nivelul spitalului. Astăzi ați avut vreo discuție cu șefii de secții, cu personalul cu funcție de conducere să verifice subordonații, personalul de pe secții, să vadă dacă au, eu știu, simptome de coronavirus? După cele întâmplate, după... Deci, la nivelul fiecare secție se face un triaj epidemiologic la începutul zilei, în care sunt, persoanele sunt testate și verificate dacă prezintă simptomatologii de coronavirus. Nu pot să am zilnic aceste discuții, pentru că, așa cum știți, nu ne putem întâlni permanent să avem aceste discuții pentru a evita contactul sau... Nu, dată fiind situația aceasta, în contextul ăsta, vă întrebam că astăzi a apărut, mă rog, situația la care așteptați un răspuns, bănuiesc cu emoții, desigur, pentru că am văzut ce s-a întâmplat la celelalte spitale din țară. Da, dacă mai sunteți la telefon. Da, alo. Da, da, eu vă aud. Da. Eu sper să, mă rog, în continuare sper să nu se confirme cazuri, cele două cazuri la cele două angajate ale Spitalului Județean, pentru că de aici încolo vom fi la mâna norocului, presupun. Mai ales că vorbim și de, nu numai de contacții în interiorul spitalului, vorbim și de contacții în afara spitalului, familie și așa mai departe. Și noi ne dorim acest lucru, și să rezultatele la toate cele trei persoane să fie negative. Nu numai la persoanele despre care vorbim, cu suspecte coronavirus, ci și la dumneavoastră, că și dumneavoastră ați mers acasă, la familie și mai departe. Bineînțeles că tot am mers la familie, mă referam la cele trei persoane care sunt în momentul de față cu suspiciuni să fie negative, pentru că dacă vor fi negative, nu se pune problema la noi de suspiciuni de coronavirus. Faceți instruiri cu salariații, ei la rândul lor devin niște instrumente de a le transmite celorlalți din familie, rudelor, vecinilor, să-și ia măsurile corespunzătoare, să nu plece aiurea de acasă, să nu se poarte mască, să evite contactul cu persoane bolnave și așa mai departe. Pentru că, uite, tocmai un angajat, doi angajați ai spitalului sunt în situația aceasta. Culmea, cei care trebuie să ne vindece. Da. Deci pentru tot personalul care există în spital, toate metodologiile, toate instruirile care au fost privind deportarea echipamentelor, modul de îmbrăcare, dezbrăcare, sunt făcute instruiri, sunt luate la cunoștință pe semnătură, întregul personal știe despre acest lucru, iar chiar personalul din cadrul serviciului SPIAM verifică zilnic această activitate a secțiilor respective, dacă se respectă protocoale și instrucțiuni de utilizare a echipamentelor de protecție. Aveți echipamente de protecție în momentul acesta? Suficiente? Da, pentru ce perioadă? Pentru ce perioadă? Eu sunt suficiente pentru minim 30 de zile. Acum, mă refer și la numărul de pacienți pe care aveți la boli infecțioase. Vă apropiați cam de... Eu mă refer la situația existentă acum. Nu știu cum va evolua situația pe parcurs, dar în momentul de față, pe evoluția care este, avem pe o perioadă de minim 30 de zile asigurate echipamentele. Urmează să fie date și alte comenzi. Zilnic se analizează aceste stocuri și în funcție de stocul existent se ia, dispun măsuri de achiziție și de completare a stocurilor. Având în vedere că în cazul unei anchete epidemiologice nu prea mai aveți locuri în spital, e posibil să fiți orientați către spitalul din Cărbunești? Dacă se va impune acest lucru? La pozitiv, la persoane pozitive? Da, da. Da, cu siguranță. Deci, după ce capacitatea spitalului... Inclusiv angajații ai spitalului, dacă se va considera acest lucru. Ai spitalului județean. Deci spitalul nu poate să intereseze mai mulți pacienți decât capacitatea care are aprobată. Deci toate în care capacitatea se va umple, se vor dirija către spitalul din Cărbunești. Am înțeles. Deci dumneavoastră, dacă veți fi trimis la spital, veți ajunge ori la Târgu Jiu, ori la Cărbunești, dacă nu mai sunt locuri. Doamne ferește să ajung în situația asta. Doamne ferește. Doamne ferește, la fel zic și eu, dar trebuie să avem și planul B. Știți cum s-a întâmplat la Suceava. Trebuie să gândim pozitiv, în primul rând, și sperăm să fie... Este totul bine. Așa este, dar să nu ne lăsăm niciodată la mâna norocului, după cum ați văzut și... Bineînțeles.
mai ales cei din sănătate trebuie să rămână sănătoși și atunci când dau în familie cazuri de coronavirus, să anunțe acest lucru, să-și ia măsuri suplimentare de a preveni răspândirea coronavirusului, de a se infecta. Nu știu, v-ați gândit ca undeva într-o partea spitalului sau la un hotel sau în altă unitate de cazare să mergeți, să stați acolo, să nu mai intrați în contact cu familia când se vor înmulți cazurile de COVID? Deci tot personalul spitalului, dacă solicită acest lucru, li se va pune la dispoziție loc de cazare în hoteluri. Noi am trimis deja, sunt în momentul de față, 4 persoane din Spitalul Județean care beneficiază de cazare în momentul de față și dacă alt personal își dorește, vom solicita la autoritățile publice locale pentru a asigura locurile de cazare. Deci nu mai doresc să mai ajungă, să se mai intre în contact cu familiile și stau la hotel, practic. Da, în situația în care doresc acest lucru, se poate asigura și loc de cazare pentru persoanele care doresc acest lucru. La un moment dat puteți să... Da. Trebuie făcut o cerere din partea persoanei care declară că este de va respecta măsurile de carantină atunci când sunt izolați în hotelurile respective. Puteți lua dumneavoastră decizia aceasta pentru tot personalul de la boli infecțioase să nu mai meargă acasă? Da, fiind faptul că lucrează într-un mediu... Pe bază de cerere, nu pot să... Deci nu se poate lua o decizie. Dar toate cererile care se fac sunt aprobate și se asigură locuri de cazare la hoteluri. Am înțeles, cu cei de la Consiliul Județean ați luat legătura, știu, cunosc situația aceasta? Bineînțeles că am informat despre situația respectivă, inclusiv Direcția Sănătate Publică, Consiliul Județean, știe toată lumea și despre această situație care este acum în de departe. Am înțeles, așteptăm și noi rezultatul, poate și din seara aceasta, înțeleg că e un rezultat preliminar, va fi confirmat abia mâine la Craiova. Mulțumesc pentru intervenție, ce să fac, suntem la mâna norocului, din păcate am ajuns și în această situație, poate norocul le va surâde de celor de la spital acum. Vă doresc o seară bună și sănătate și vedem ce se va întâmpla mâine. O seară bună, multă sănătate. Vă reamintesc o angajată, unul dintre directorii Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, directorul de îngrijiri medicale, doamna Claudia Motea, este suspectă de coronavirus, de asemenea o infirmieră suspectă de coronavirus. Au fost recoltate probe care sunt în analiză la laboratorul de la Târgu Jiu și vor fi confirmate mâine aceste probe. Tot spun în casă colegii ceva, dar eu nu aud că vorbesc prea repede. Pot să vină eventual cu niște cartoane să-mi afișeze ce vor să-mi transmită, dar nu, sau să scrie pe WhatsApp, Messenger, Facebook și toate cele. Câte cazuri sunt la spital, a spus vorba lui Despot de la Vița de Vie. Câte cazuri sunt? 15, cât ți-am spus. 15 și mai au 3 locuri. Mai au 3 locuri, dacă nu o să se orienteze toți pacienții la... Păi, normal că a intrat, dacă a intrat domnul Vienescu în contact cu doamna director. Normal că nu lucrează sub un clopot de sticlă. E clar că au intrat în contact, deși spune că au purtat mască și mănuși de protecție. Există o temere clară că doamna ar putea să se aplice planul B. Asta este temerea principală, COVID la Spitalul Județean, chiar în rândul cadrelor de conducere. Mai multe măsuri de prevenire trebuie luate, de aceea am întrebat și dacă există și varianta cazării personalului medical la hoteluri, să nu mai ajungă acasă, să intre în contact, iată, cu persoane care, dintr-un motiv sau altul, ajung să fie infectate cu COVID-19 și de aici se transmite. Transmiterea, putem să spunem că e vorba de o transmitere comunitară în județul Gorj și, din păcate, ceea ce spunem acum o săptămână, două, se și întâmplă, trăim și vedem toate aceste situații și deși ne apropiem de data de 15 mai, când se iese din starea de urgență, senzația mea este, e doar o senzație, că ne așteaptă lucruri și mai dificile în continuare, de aceea trebuie să fiecare să vedem ce facem, să fim foarte, foarte atenți în continuare, pentru că, iată, dacă noi cei din afara spitalelor nu suntem, ce să mai spunem când ne trezim cu medici, cu asistente medicale, cu infirmiere,
infectate, ne întrebăm atunci noi în mâinile cui o să mai ajungem. Deja capacitatea de cazare a Spitalului Județean în secția boli infecțioase AFO este aproape la capacitate maximă, e spre maximum 15 pacienți dintr-un total de 18, deși cred că în situații mai grave vor fi disponibilizate și alte, disponibile și alte paturi. La Spitalul Cărbunești sunt de asemenea pacienți și acolo probabil că de aici înainte vor ajunge toți cei care vor fi depistați cu COVID-19. Am putea să mai avem un telefon acum, dacă mă ajută colegii mei, să stăm de vorbă și cu un reprezentant al mediului politic. Vedem care este situația, care este opinia în legătură cu problema de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, pentru că aici se joacă toate cărțile la Spitalul Județean, cea mai mare unitate medicală din Târgu Jiu. Aici, practic, dacă se umple de coronavirus acest spital, șansele de a te de a intra în reparații și a te face bine foarte repede sunt din ce în ce mai mici. De aceea se așteaptă cu mare emoție rezultatele de mâine de la Craiova. Laboratorul de genetică moleculară de la Târgu Jiu nu este încă pregătit, sau personalul de aici nu este încă pregătit să valideze de unii singuri rezultatele și de aceea au nevoie de confirmări de la Craiova, spunea managerul Dumitru Vienescu. În această seară încă nu are rezultatele, încă este pe undeva liniștit cât de cât. Spunea că peste o săptămână vom putea face rezultate la Târgu Jiu fără să mai fie confirmate de Craiova și probabil va crește și numărul de teste. Vom avea probabil mai multe cazuri de verificat și vom putea ști dacă o să ne fie bine sau nu. Acum îl avem la telefon pe domnul Nicolae Davițuiu, președintele PMP Gorj. Bună seara, domnule Davițuiu. Bună seara. Spuneți-mi cum ați primit vestea situației de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Discutam și săptămânile trecute. Aceasta este cheia în ceea ce privește pandemie la nivelul județului Gorj și cred că peste tot în țară unitățile medicale, dacă acestea sunt lovite, practic suntem loviți unde ne doare cel mai tare, acolo unde trebuie să mergem să ne facem bine, să ne vindecăm în cazul în care ne îmbolnăvim, indiferent că e vorba de coronavirus sau de alte urgențe. Iată că avem acum, trăim pe muchie de cuțit la Spitalul Județean, chiar un cadru de conducere în această situație și o altă angajată așteaptă rezultatele. Acum, spuneți-mi ce credeți că s-ar putea întâmpla în cazul în care acele rezultate ies pozitive? Da, să sperăm că totuși rezultatele care vor veni și de la Craiova, nu știu dacă a fost testată rapid aici la Târgu Jiu, ca să știm n-am primit rezultatul, dar să sperăm că spre binele spitalului din Gorj, din Târgu Jiu, să sperăm că rezultatele vor fi, la testările care s-au dus la Craiova, vor fi negative, pentru că altfel este pierdută o șansă pentru pacienții bolnavi de COVID-19 din Târgu Jiu și din județul Gorj de a avea un cadru organizat și o secție specială cum este cea de boli infecțioase și un spital în general. Știm foarte bine, spitalul din Târgu Jiu este cel mai mare spital din județul Gorj. Se tratează și alte boli, nu numai referitoare la COVID-19. Deci, după părerea mea, ar fi un dezastru. Dar ceea ce mă surprinde pe mine este că aproape toate focarele de infecție din țară pe care le-am avut
au apărut la spitale. De când a existat această pandemie, din păcate și regretabil pentru noi ca țară, au apărut în spitale și aceste lucruri au generat un număr foarte mare de îmbolnăviri în cadrul cadrelor medicale. Sunt foarte multe cadre medicale, poate dacă raportăm la numărul de bolnavi de COVID, cred că este cel mai mare procent din Europa. Cred că asta denotă și o lipsă de disciplină în unitățile spitalicești din România. Totuși nu este posibil să există atâtea focare de infecție din partea cadrelor medicale. Ce să mai vorbim de pacienți? Adică pacienții să feresc ei între ei, să zic, să nu ia boala unul de la altul și surpriză pot fi îmbolnăviți de către cadrele medicale, cadre care sunt destinate pentru a-i vindeca pe acești bolnavi de COVID din spitale. Eu cred că totuși este și o lipsă de disciplină și cred că acest lucru a dus la aceste bolnaviri, aceste numeroase bolnaviri din spitalele din toată țara. Inclusiv în București am văzut că au apărut cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. Mă rog, spitalul din Târgu Jiu a fost foarte des criticat din acest punct de vedere. Da. Și ar fi, cred că, regretabil dacă am avea parte de acest caz la Târgu Jiu, pentru că bănuiesc că el ar genera în lanț alte suspiciuni sau alții bolnavi de COVID-19 la persoanele care au luat legătura cu sau care au fost contact direct, da, ai celor în mod clar nu se vor putea sustrage anchete epidemiologice indiferent de funcția pe care o au cei vizați. Da, dar acum depinde cât de sincer o să fie în desfășurarea. Sper să fie sinceri, sper să fie sinceri să nu denatureze adevărul. Da, să sperăm pentru binele tuturor că lucrurile se vor desfășura într-un mod corect de data aceasta, nu cum au fost desfășurate celelalte anchete în trecut la acest spital județean. Chiar dacă îi vom vedea internați pe toți cei din comitetul director ai unității medicale, va fi mai bine așa, Doamne ferește, dacă se va confirma ca pozitivă doamna director de îngrijiri, mai bine în felul acesta, pentru că nu va muri nimeni dacă va sta două săptămâni sub tratament sau, mă rog, ce măsuri se vor lua până la urmă. De ce ar fi bine să se trateze cu seriozitate toată problema asta? Legislația în materie, care, după câte știu, este destul de restrictivă, normal și într-o țară civilizată, toți acești domni trebuiau deja testați, chiar dacă nu au simptome de COVID-19, dar din păcate legislația nu permite decât dacă ai... N-am înțeles nici eu de ce personalul din spitale nu este testat și nu se face o modificare pentru a fi testat, modificare legislativă. Pentru că... N-am înțeles, mai ales că noi avem acest aparat disponibil la Târgu Jiu. Târgu Jiu, în acel laborator care a fost făcut. Este de neînțeles atitudinea, dar bănuiesc că depinde de autoritățile centrale și cele locale n-au niciun cuvânt de spus în această materie, pentru că este o legislație care prevede foarte clar cei care pot fi testați. Ne spune un telespectator chiar din domeniul medical că 80% în 80% din spitale infecțiile au fost de la angajații. Iată.
nu de la cei care au venit. Regretabil este că toate programele de infecție au pornit de la cadrele medicale. Ceea ce denotă o lipsă de, la foarte multe dintre ele, de educație sanitară și din punct de vedere al igienei. Și Doamne ferește, și în cazul acesta coronavirusul ar veni din afara spitalului, practic. Vedem ce va spune. Din interiorul spitalului. Vedem ce va spune. Nu știm de unde a luat doamna, dacă va fi, sper să nu fie. De la ce... Bun, cred că s-a făcut o anchetă în acest domeniu și probabil cei de la DSP au identificat contactii direct ai acestor persoane. Persoane care, după părerea mea și în mod corect, ar fi trebuit să fie testate, dar am înțeles că legislația în materie, în momentul de față, nu permite decât dacă ai simptome de COVID-19. Nu, chiar dacă ești contact direct, nu se permite acest lucru. Într-o perioadă în care medicii au valoarea aurului, e posibil să avem cadre medicale trimise în șomaj? Cum am înțeles că s-ar fi produs la Turceni o asemenea situație? Un medic și doi asistenți? Da, după părerea mea este regretabil că în asemenea situații am înțeles, am auzit și eu despre caz, pentru că mi-a fost semnalat ieri, este regretabilă atitudinea directorului spitalului de la Turceni și a primăriei Turceni, care și-a permis în asemenea situații destul de delicate și cred că este unicat în România ca cadre medicale să fie trimise în șomaj și sub pretextul că nu ar fi de lucru. Pentru mine este ceva de neînțeles și cred că acolo sunt mai mult răfuieli de ordin politic decât un lucru care este real. Adică să cadrul medical să fie trimis în șomaj. Știu că cei de la DSP au nevoie de cadre medicale pentru ca să fie și cred că o să fie necesar peste câtva timp, o săptămână sau două, Doamne ferește, de aceste cadre medicale. Înseamnă că te vor trebui să-i cheme din șomaj și o să le ceară scuze. Ce se întâmplă? Este de noaptea minții. Cred că, după părerea mea, directorul de acolo necesită un control medical, pentru că să trimiți pe cineva în primul, când toată lumea a început să, cel puțin la nivel național și aici în Goș, s-au produs angajări în sistemul sanitar, s-a auzit că există în România în momentul de față un spital, cum este spitalul de la Turceni, să spună că nu are nevoie de personal. Directorul acela, după părerea mea, n-are ce căuta ca director de spital. Sau probabil a închis spitalul și a trimis pe toți acasă și nu mai consultă niciun pacient. Eu, cel puțin în această perioadă, n-am auzit să se fi întâmplat așa ceva undeva în România, într-un alt județ, într-un alt oraș. N-am mai auzit. Medici să plece, să-și dea demisia, de asta am mai auzit. Dar să fie dați afară, să fie trimis în șomaj? Dacă ești trimis în șomaj, înseamnă că n-ai ce face acolo. Da, și este inexplicabil. În condițiile în care Spitalul Cărbunești a cerut medici de la DSP, că nu aveau. Culme. Și personal din mediu cu asistenți, da. Da. Deci este inexplicabilă atitudinea acestui director. Probabil mai există și asemenea specimene în ziua de astăzi. O să vedem, o să-i luăm un punct de vedere și o să vedem mâine care este sau ce a condus la această situație, după părerea mea, cred că unică în momentul de față. Nici eu n-am mai auzit să fie așa ceva în România. Sau chiar în Europa, să dai afară medici, să-i trimiți în șomaj, că n-au obiectul muncii, sau mă rog, care a fost explicat. Cred că este unic directorul de la Turceni și probabil, după părerea mea, ar trebui
sancționat acest cadru medical. O vedem ce fac organismele cu atribuții de control, Direcția de Sănătate Publică și așa mai departe. Cred că și prefectul ar trebui prefectura să se Gurs. Divede, după părerea mea, și să trimită o echipă în control la Spitalul Turceni, împreună cu cei de la TSP, care, bineînțeles, în momentul de față, după câte știm, dețin controlul acestor spitale ca intermediar al Ministerului Sănătății. Da, probabil că și la primărie se impune un control, de câte am înțeles, primăria ar fi angajatorul celor trei. Pasul și diferent din partea cu este de regretabilă această situație. Asta spuneam și eu, în condițiile în care, Doamne ferește, la Târgu Jiu să nu bubuie coronavirusul în spital, să ne uităm să căutăm medicii cu lupa, pentru că unii o să fie internați, alții izolați și așa mai departe, ne întrebăm de unde îi luăm, ca să ne facă bine da, să... O să-i luăm pe aceia de la turceni, probabil, că să-i recuperăm. Cred că și pe profesori au trimis în șomaj, că probabil nu i-a văzut... autoritățile de acolo muncind acolo prin oraș. Și probabil și pe cei și pe India trimis în șomaș. Da, ar trebui să avem o explicație pe linia aceasta de la autoritățile locale. Informația pe care am primit-o este că, atenție, medicul este igienist, specialist. Da, v-am spus, părerea mea este că la Turceni cred că au fost foarte afectați. Adică de ce avem mai multă nevoie acum? Da, nu, este inexplicabilă situația. Poate s-a închis localitatea, cine știe, sau spitalul. Nu mai există ca oraș. Da, există și acest... Nu ne-am aflat noi până acum. Spus, părerea mea este că de mâine autoritățile ar trebui să se sesizeze pe acest aspect, inclusiv acest comitet de situații de urgență frunte cu prefectul, precum și DSP-ul. Da, așa este. Așteptăm o reacție mâine a Comitetului Județean și a instituției prefectului pentru a face verificări la Turceni, la spitalul din Turceni, la primărie, pentru că nu este posibil ca, atenție, pandemie înseamnă că e pe tot globul, în toată lumea este o urgență sanitară. Cine te ajută în urgență sanitară? Nu te ajută cofetarii, bucdom, nu frizerii și așa mai departe. Toată stima pentru aceste categorii de specialiști, fiecare în domeniul său, dar tu în urgență medicală, în criză sanitară profundă, dai afară medici. Nu există așa ceva. E ceva defect undeva. Inexplicabil la cât stau și ar gazul de pomană într-un spital. Tu? Sau mă rog, dacă depinde de primărie. Că sau la primărie, nu știu. Acolo, oare din primărie n-a găsit niciunul să dea afară? Care n-au obiectul muncii, care nu o să fie căvertit că n-au fost ei trimiși șomaj, pentru că ceea nu mai fac nimic, primit medic sau asistenți. E de noaptea mici ce se întâmplă la Turceni, după părerea. Da. În condițiile în care la Spitalul Județean, Doamne ferește, ar trebui să avem o rezervă de medici dacă, repet, mâine va veni un diagnostic negru, de fapt, confirmarea că avem o infecție cu coronavirus și unele cadre medicale probabil vor fi retrase de la muncă și vom avea nevoie de medici în plus la unitate medicală, de aceea este greu de analizat, de găsit un argument la situația de la Turceni, practic unică la nivel național, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Repet, medici care și-au dat demisia, s-au temut, le-a fost frică, și-au cedat, s-au dus acasă, de asta am mai auzit, dacă să trimiți medicul de bună voie să-l trimiți în șomaj, asta chiar este fără precedent. În condițiile în care Direcția de Sănătate Publică a căutat personal pentru centrele de carantină și nu a prea găsit, e clar că cineva trebuie să dea niște explicații acolo. Directorul ăla acolo de la spital trebuie să plece el la casă primul. Da, este de la îndemâna autorităților să analizeze și să ia deciziile potrivite. Spuneți-mi, dincolo de discuția aceasta extrem de importantă legată de Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, ce fac politicienii în perioada asta? Se pare că au adormit de tot prin Parlament.
nici nu mai știu cu ce se ocupă, cât lucrează acolo, sau mă rog, de acasă, sau cum am lucrează. Am văzut că nu mai știu nici ce votează, dacă... Nu mai, da, la un moment dat o să voteze să detoneze o bombă nucleară în mijlocul României și nu o să știe că proiectul ăsta le-a trecut pe sub nas. Cum e posibil așa ceva? Declarația lui Ciolacu, care a fost de noaptea minții. Că el n-a știut că acest proiect există în Camera Deputaților, deși minte, că se vede din stenograma Camerei Deputaților, pe data de 12 aprilie a fost pus pe tapet de către deputatul PNP Mircea Pașca. Să vede stenograma, a fost publicată, e publicată și pe net, în plenul camerei, și s-a spus și toată lumea a reacționat cu indolență. Deci e clar că se minte foarte mult în Parlamentul României. Și dacă trecea o lege pentru sterilizarea populației, ei ce ziceau? Dom'le, n-am știut, a trecut, asta e. Vă trebuie să vă lichidăm. Da, nu, este regretat din totul. Deci nu se poate. Așa se lucrează la Parlament. Este încă o discreditare din partea factorilor, din partea parlamentarilor, a instituției parlamentului. Da, greu de găsi și aici cuvintele potrivite ca să te abții, să nu faci aprecieri care să fie dincolo de lege, să nu fie sancționabile, pentru că n-ai cum să acolo să fie serviciul tău. Am văzut și parlamentari, locul tău de muncă, să spui că nu știu, eu nu știu cu ce mă ocup. Hai că eu pot să spun asta, sau doamna care vinde pătrunjel în piață, dar tu, acolo e locul tău de muncă. Nu poți să spui că ți-ai aruncat țara în aer și nu știi că ai votat o asemenea lege. Sau, mă rog, ai dat autonomie pe criterii etnice într-o anumită regiune. Aștia sunt cei care ne conduc și fac parte din legislativul, din păcate, al României, și ne facem încă o dată de râs, pentru că un proiect de lege care practic depășea foarte grav limitele Constituției, nici măcar n-a fost discutat în Camera Deputaților și să fie aruncat instant la coșul de gunoi și să treacă ca și după 45 de zile de stat în Parlamentul României. Ieșirea președintelui are și note politice? Are și un substrat politic? Are și puțin, puțin accent politic, pentru că este și o pantă PNL-ului, pentru că PNL-ul are și el în biroul permanent al Camerei Deputaților trei parlamentari. Deci e o palmă dată și PSD-ului, dar în aceeași măsură este dată și PNL-ului, și USR-ului, care are un membru în biroul permanent al Camerei Deputaților. Deci sunt 5 de la PSD, 3 de la PNL, 1 de la USR. Deci aici se vede foarte clar că și 1 de la Pro-România, ca să fim foarte corect. Normal că este și 1 de la UDMR, dar nu puteam să cerem celui de la UDMR să ridice la fileu discutarea acestui proiect de lege. Da, până la urmă cei de la UDMR au o justificare, pentru că încearcă lucrurile acestea de 20 de ani. Și, mă rog, nu le-a mers până acum. Corect. Și acum au fost foarte aproape, dar cei de la Senat s-au mobilizat și au respins acest... Pentru că au sesizat și ei situația penibilă în care s-au pus prin atitudinea indolentă a Camerei Deputaților. Se impune schimbarea președintelui Camerei Deputaților? Se impune de mai multă vreme, așa că nu e o problemă nouă, pentru că am văzut și noi cum funcționează de cel puțin 3-4 ani de zile Camera Deputaților. Adică selectiv și axat numai pe anumite proiecte care satisfac unele necesități personale ale membrilor acestui corp, fără a discuta proiecte care interesează
majoritatea cetățenilor din România. A fost vorba și de înțelegeri subterane sau e vorba doar de lăsare, prostie, incompetență? Hai multe indolență, după părerea mea, și de cum se face de o vreme în România. Pe principiu, las că merge și așa și se rezolvă de la tine. Uite că suntem, după ce că traversăm această maladie, această pandemie medicală, mai traversăm și această penibilă acțiune a legislativului sau mai bine a Parlamentului României. Pe plan european, partenerii noștri, colegii noștri din Europa, cum ne văd? Ce să mai... Suntem de mult de râs cu Europei, așa că mai puserăm acolo încă o cărămidă la această temelie. Și reacția Ungariei vine prin intermediul ministrului de externe, nu prin intermediul premierului sau președintelui. Și aici mi se pare o... Dacă atitudinea Ungariei e poate de înțeles că, na, încearcă mare acusarea, e de neînțeles atitudinea Camerei Deputaților din Parlamentul României. Chiar dacă a fost rezolvată rapid de Senat, pentru că trebuia să... era o situație penibilă. Au sensizat și ei, de aia s-au mobilizat rapid ca să o discute în Senat. Reacția Viorica Dăncilă, fostul președinte al PSD, critică pe domnul Ciolacu și chiar îl vede plecat de la conducerea partidului. A, nu e o noutate că cei de la PSD se dau cu pavarul în trafic. Și când era Dăncilă, știți ce situație pe avea Parlamentul României, așa că să nu mai vorbim de Dăncilă, că știm și perioada ei de tristă amintire, așa că... O ultimă chestiune, ce crezi că se va întâmpla din punct de vedere economic după 15 mai? Este greu de anticipat în momentul de față. Trebuie în primul rând să vedem cum decurge această criză medicală și după aceea cred că și președintele s-a pronunțat prematur cu această relaxare, fără să aștepte să vedem care sunt efectele zilelor aceasta de Paști și zilei de 1 mai. S-a grăbit sau a jucat politic? Acum vedem ce va întâmpla. Eu cred că s-a pronunțat prematur. Era bine totuși guvernul să ia măsuri din prima zi de pandemie, dar mă rog, fiind o situație nemai întâlnită, nu s-a mai întâlnit o asemenea pandemie, cel puțin în timpurile noastre moderne acum de când vorbim, de asemenea manieră, era, dar într-o săptămână, cred că după această situație, trebuia neapărat să vorbească lucrări de investiții foarte mari pe domeniul infrastructurii și rutieră și de care ferată și la metro și la orice și plus masiv în agricultură unde exista această distanțare și permitea și circulația mult mai rarefiată. Cred că s-a pierdut cel puțin o lună de lucrări de acest gen, lucrări care aduceau și bani la bugetul statului prin acele cote de TVA din facturile la facturile de construcții în infrastructură rutieră și în agricultură. Infrastructura agricultură. Irigații, tot felul de alte lucrări care se puteau face. S-au dat tunuri în perioada pandemiei? Vom vedea după ce se termină. Era o întrebare a președintelui PSD Ciolacu. Să explice președintele despre tunurile date. Probabil știu mai bine cum au procedat și și au recunoscut modelul. Da, mulțumesc pentru... Știu această tehnică cu datul tunurilor și de aceea s-au întrebat retorii dacă s-au dat tunuri. S-ar putea să se fi dat, se cunosc mai bine între ei și știu care este situația. Cu clientela.
Să știți că am ajuns la pauza de publicitate. Vă transmit să aveți parte o seară liniștită, sănătate și să ne reauzim cu bine. O publicitate acum. Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Împreună. Raico anunță cele mai bune oferte din gama Husqvarna în cadrul campaniei de primăvară 2020. Până în luna iulie vă așteaptă reduceri uimitoare la motounelte, motoferăstraie și mașini de tuns gazon. Motounelta 122C la prețul de numai 799 lei, cu pornire ușoară și comenzi intuitive. Mașina de tuns gazon LC140 și motoferăstrăul 120 Mark II au un preț special. Mari reduceri și la motoferăstraie, la cumpărarea cărora se oferă cadou o șină și un lanț Oregon. Pentru lucrări silențioase, alegeți utilajele pe baterii. Încărcătoarele și bateriile Husqvarna sunt compatibile cu toate utilajele. Motoferăstraie, motounelte GuardView, mașini de tuns gazon și trimere. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, Strada Trandafirilor, Turceni, Platforma Termocentralei, Motru, Calea Severinului, Padeș, Sat Apa Neagră și Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736. Raico, dealer autorizat Husqvarna, e al naiba de greu să fim cei mai buni. Minprest Serv S.A. Rovinari, unitatea autorizată de instituțiile abilitate ale statului, efectuează servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile publice și private din județul Gorj. Cu experiență de peste 15 ani în domeniu, societatea Minprest Serv S.A. utilizează produse biocide avizate de Ministerul Sănătății, dezinfectanți care elimină microbii, dar care nu dăunează mediului înconjurător și sănătății umane. Relații și comenzi la numărul de telefon 0730 088 18 9 sau la sediul Minpreserv SA din localitatea Vârst, numărul 263, oraș Rovinari. Minpreserv SA, partenerul tău de încredere în lupta cu virusii, microbii, insectele și dăunătorii. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor? Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. La Patiseria Aida toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete cu frișcă naturală la Patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720-009-977 ori mergeți direct la Patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune.
Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei cu ultima parte. În această ultimă parte stăm de vorbă cu un georgian stabilit în Franța, unul dintre colaboratorii emisiunii periodic. Stăm de vorbă, vedem ce se întâmplă acolo, cum ved românii din afară, georgienii din afară, județul și ce se întâmplă aici. Situație incredibilă la Turceni, situație de nemai întâlnit în România. Un medic și doi asistenți trimiși în șomaj de către autorități, nu cunoaștem motivele. Cert este că aceste cadre medicale și aveau locul în sistemul de sănătate, trebuie prețuite, reapreciate și nu date afară. Din câte am înțeles, vor trebui să dea explicații cei de la Turceni în legătură cu deciziile pe care le-au luat și, de asemenea, din câte am înțeles, cele trei cadre medicale vor fi recuperate și reintroduse în sistemul de sănătate din județul Gorj. Adică, deci când au plecat zeci de mii, sute de mii de medici din țară, noi dăm afară acum în plină pandemie, nu se poate așa ceva, sunt decizii pe care cu greu le putem comenta, poate le comentează Radu Ciocoiu. Bună seara, Radu! Bună seara, bună seara ție și telespectatorii de tine. Da, dați-ne sunetul un pic mai tare ca să ne lămurim și noi. Cum comentezi situația aceasta de la Spitalul Județean, cea de la Turceni și desigur discutăm și despre somnul parlamentarilor români? Eugen, din punctul meu de vedere, trebuie precizat faptul că sunt plecat de atâta timp, însă rămân totuși conectat la atât cât pot la realitatea din județ. Acesta nu este altceva decât preambulul valului 2 sau preambulul adevăratului val. Și de aici încolo se va devoala, dacă vrei, adevărata dimensiunea dezastrului. Pentru că aici pozim, dacă nu mă înșel eu, de directoarea medicală, nu? Da. Ok. Directoarea de îngrijiri. Exact. Care crezi tu că poate fi outcome-ul unei astfel de situații? În condițiile în care se presupune că acest cadru superior a trebuit să aibă contact zilnic cu o groază de angajare. Și aici nu vorbim de măști, că spunea domnul Ghienescu că va purta mască. Și dacă a purtat mască, ce? Spune și mie. Păi și noi purtăm la magazin mască, de exemplu. Foarte bine. Pericolul nu e exclus în totalitate. Să fim foarte serioși acum, ne îmbătăm cu apă rece. Dacă se confirmă că acel caz medical este într-adevăr bolnavă, ok? De aici încolo să vedeți câte cazuri vor apărea. De aici încolo să vezi câte cadre vor încerca, cadre medicale vor începe să se panicheze, vor cere probabil să fie testate, ceea ce mi se pare absolut normal, și să vezi de aici încolo dimensiunea adevăratului dezastru. Oricum, tot ce s-a întâmplat la Spitalul Județean, ei o tot vopțesc, o dau, nu știu. Mie mi se pare de-a dreptul jenant. Toate, dacă vrei, discursurile lor, stereotipă, totul, un limbaj de lemn, nimic nu iese din cazul ăla prestabilit de tovarăși, mă înțelegi? Deci parcă n-am evoluat deloc dinainte de 89. Înțelegi? Deci, revenim la partea asta, hai să fim serioși. Câte asistențe ai luat în direct? Tu și vorbește cu asistenții și întreabă câte măști au primit. Pentru că eu cunosc anumite detalii pe care nu le pot confirma și pe care nu le voi spune, dar care, dacă ar ajunge în opinia publică, eu cred că ar genera un adevărat scandal. Ei vorbesc că au și cine beneficiază de acele materiale, cu adevărat. Să vă spună liderii de sindicat, bine, nu vă duceți la sanitate, ei încă mai au treabă cu epoleții, cu altele alea, dar am văzut că cei de la ambulanță sunt mult mai deschiși la dialog și în regim politic. Aici încolo se va vedea adevărata dimensiunea dezastrului de la noi. Acum, la Turceni, ce să mai spui? I-au trimis în șomaj, un medic și doi asistenți. Acum, ce să mai spui? Acum, în perioada asta. Păi nu-ți vine să plângi. Că avem medici, avem sute de medici morți prin Italia, prin Franța, prin... Să-i trimită în Franța, domnule, dacă n-au nevoie de ei în România. Lasă că uită
nu e momentul de față. Păi ăștia nu-s normali. Să fie Nvidia și o să văd că până mâine oamenii ei o să aibă 500 de propună pe job fiecare. Deci în momentul de față, în condițiile în care fiecare cadru medical este echivalat în greutatea sa în aur, ăștia îi pun pe linie moartă. Cât de cretinoid să fii? Scuze! Da, eu sper să fie, să se rezolve problema de acolo și să fie readuși în sistem medicii, pentru că avem nevoie de ei. Doamne ferește, cum spuneam în prima parte și a doua, să nu bubuie situația la Spitalul Județean, să căutăm medicii cu lumânarea, cu lanterna, să nu-i găsim. Orice specializare ar avea ei. Mai ales, atenție, era igienist medicul acesta, dat afară. Ne trebuie nouă. Nu, domne, nouă ne trebuie un... Nu știu, un zugrav probabil, că așa erau salopetele astea de costume de protecție, da, de la ambulanță, erau pentru zugravi, da, înainte. Da, trăim cu, mă rog, trăim cu emoții până mâine, să vedem ce se va întâmpla la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu cu doamna directoare, dacă va fi sau nu confirmată pozitiv, dar de aici încolo orice se poate întâmpla dacă noi, va veni... Personalul nu vrea sănătate și sper să nu fie cazul, sincer. Să nu fie cazul, mă gândesc special la cadrul medical. Eugeniu, eu întotdeauna am avut un respect aparte pentru medici. Nu pentru medici, pentru cadre medicale. De-aia prefer să spun întotdeauna cadre medicale, pentru că includ în această categorie includ și infirmiera, și asistenta medicală, și absolut tot ce înseamnă cadrul medical și în mâinile căruia, dacă vrei, îmi pun viața. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care întotdeauna am reacționat virulent la orice înseamnă abatere din partea lor. Pentru că mă uit la ei ca la, nu ca la semizei, dar mă uit la ei cu foarte mare apreciere. Însă în același timp, tind să fiu tratat cu același respect pe care eu îl ofer. În momentul de față, toate gândurile mele bune merg către ei, către toți angajații sistemului medical, care ți-am spus, în asemenea situație, noi ne aflăm într-un război cu un inamic invizibil, perfid și foarte periculos, pe care cunoaștem foarte puține. Iar oamenii ăștia sunt în prima linie. Mă gândesc la ei, mă gândesc la familiile lor. Gândește pe ce este supra unui caz medical când ajunge acasă și se îmbrățișează copilul. Mă înțelegi? Da. Să vină să spună Narcis Stoian, care... Din câte știu eu, a fost în regimentat politic, vine din politic, nu știu ce studie are în acestuia, așa, sau PNR, cu acel limbaj, sau l-ai avut și pe prefect de atâtea ori, măi, parcă pe cuvânt nu, au aceiași purtători de cuvânt, sau oameni pe PR, care au făcut scurile pe timpul lui Ceaușescu, în perioada comunistă, pentru că eu altă nu înțeleg, oamenii ăștia nu reușesc să iasă din echipare. Înțeleg. Da, vorbim și de apropo de politicieni, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la Parlament? Mă gândeam dacă le... Dar nu sunt acolo, dacă le-a pus cineva la bufet, somnifer sau altceva, prin mâncare. Nu le-a pus nimeni. Sau ăsta vine la pachet cu mandatul. Da, să nu-i suspectăm de idiotenie. Oamenii ăștia nu sunt idioti. Doar niște... Îmi pare o voie mai direct, niște umane. Doamne ferește de un aranjament subteran acolo, pe chestiunea asta, da, că atunci e gravă treaba. Totul este un aranjament subteran. Modul în care o lege trece și modul în care ea este dezbătută și analizată în comisie, totul se orchestrează dinainte, în condițiile în care aceasta ascunde un motiv sau, dacă vrei, un obiectiv ulterior. Mă înțelegi? Trebuie înțeles un lucru. Pe mine, de fapt, sunt două aspecte care aș vrea să încerc. Acest act normativ nu ar fi avut nicio șansă să fie pus în aplicare. De ce? Pentru că cineva s-ar fi găsit pe de-o parte să-l atace, chiar dacă ar fi trecut și de Senat. Iar el contravine în mod flagrant cu primul articol din Constituția României, care spune că statul este indivizibil și așa mai departe. Da. De ce s-a înțeles preambulul problemei? Al doilea punct prin care aș vrea să încerc este faptul că cei care vor fi victime colaterale, sigură în această nebunie,
este comunitatea maghiară. Și asta este o mare problemă. Comunitatea maghiară, alături de comunitatea de sași, și orice altă comunitate, minoritate națională, reprezintă parte a bogăției culturale ale acestei nații. Noi suntem ceea ce suntem ca un tot, nu și fără ei. Au venit și ne-au îmbogățit și suntem chiar încă o identitatea noastră este creată de această diversitate, dacă vrei, culturală de care ne bucurăm. Din fericire, ei încăși sunt victimele unor manipulatori plătiți, probabil, și mai mult ca sigur, de Budapesta. Mă înțelegi? Și manipulați cu niște păcuși. Da, aici nu avem dovezi, trebuie venit cu niște argumente. Sau niște... Da. România este un câmp de luptă al inteligentului, mă înțelegi, al serviciilor de informații din ceva vreme. În momentul de față, dacă te uiți la întregul trend al misterilor separatiste din Europa, o să-ți dai seama de unde vine și cine le finanțează. În România este aproape clar. Au existat, dar pe lauma se pune că în comparație cu ceea ce se întâmplă în Europa, noi stăm la masă cu ei, negociem cu ei pentru că ne prostituăm pentru două voturi. Mă înțelegi? În Spania au cerut autonomie, li s-a acordat o anumită libertate, după care și-au venit și au cerut independență, ce a făcut guvernul spaniol. I-a băgat pe tot, să se curească un pic. După care, la noi, vine elementul, doamne, iată-mă, mai cheamă, ce fac ai noi, știi? Sunt la restaurant să negociem voturile pentru nu știu ce moțiune sau pentru nu știu ce ordonanță sau mai știu eu pentru ce proiect normativ. Înțelegi? Da. Dar ceea ce s-a întâmplat în momentul de față, gravitatea acestui lucru vine din faptul că acești oameni au dormit în izmena. Într-o situație atât de gravă. Deci acești deputați pe care noi îi plătim bani grei, deputații de goști, parlamentarii de goști, instalațiile lor, cred că făceam până acum drumul expres până la Craiova, dacă nu, cel puțin terminam centura Târgu Jiului. Știi când ne costă un parlamentar, nu un deputat sau un senator, când ne costă un parlamentar lunar? Te întreb pe tine. Nu știu, vreo 15.000 de euro, nu știu. În jur de 33.800, aproape 34.000 de lei pe lună. Ceea ce este da, am de mai mult. Și spunem și mie, apoi vine primul dintre deputați, de fapt, a și stărnit, dacă vrei, reacția virulentă pe care am avut-o astăzi. Am încercat să scriu, nu fură proletară, dar, în fine, nu puteam să stau, să rămân inert ca și ei. Primul parlamentar, primul deputat vine și spune, am aflat din presă. Păi tu ne mamă, dracului, erai. Care este jobul? Păi știi că tu ești împăcat, îți trimite un mesaj pe privat și îți spune, păi știi că tu nu știi cum stau lucrurile în Parlament. Și am spus, păi nici nu știi cum stau lucrurile în Parlament, că altfel nu ți-ai făcut treaba. Mă înțelegi? Eu înțeleg foarte bine. Pe mine, dacă mă întreba cineva, domne, tu știi că ai două suluri de hârtie igienică în dulapul din baie? Și eu zic, nu știu. Ok, nu n-a murit nimeni. Dar tu știi că ai o lege prin care le dai autonomie unora pe criterii etnice? Nu știu. Păi bine, nu poți să mai spui nu știu, ca vorba lui de pe YouTube. Nu poți să mai spui chestiunea asta pentru că ești penibil. Din câte am înțeles, din câte m-am aflat astăzi, există niște proceduri prin care, practic, aceste legi care trec tacit ar trebui să fie anunțate. Pentru că tu gândești că sunt alte legi care pot trece foarte ușor, referitor la scutirea de impozite, la ștergerea unor datorii, la oferirea unor ajutoare guvernamentale sau a unor contracte guvernamentale, care se pot fi adoptate tacit cu efecte foarte, foarte nocive pentru România. Este atâta fi pusă în aplicare. Dar ceea ce s-a întâmplat astăzi, mie mi s-a părut de-a dreptul dezgustător și de-a dreptul inadmisibil din punctul de vedere al parlamentarilor corceni. Mă înțelegi? M-am uitat. Oana Elvira nici acum nu s-a trezit din somnolență. Ea e încă la inimioare, Veronica și altele. Deci ea n-a avut nicio reacție. Policianul probabil că intră pe Antena 3. Ăla probabil că e pe acolo, nu știu, cine știe, el cu Panaceo își mai negociază un contract pentru firmele pe care așa zice le conduce comunica. Așa.
Cine altcineva? Weber, Weber, la Weber e o discuție interesantă. Eu n-am nimic cu Weber, nu-l cunosc. Mie îmi place cum vorbește omul. Este calm și așa mai departe. Dar nu l-am cunoscut personal, să ne înțelegem foarte bine. M-am uitat însă cu pagina lui de dimineață să văd dacă a avut vreo reacție. N-a avut vreo reacție, așa că am văzut eu cu contrareacție la inerția lui, dacă vrei. Așa și am explicat că nu este posibil. Pe de-o parte că este unul dintre parlamentarii din Gorj cu cea mai slabă activitate, ok? Și pe cealaltă parte, că nici măcar acum, în ceasul a 12-a, n-a avut el o reacție. E, după care au venit trolici să-mi spună, băi, acesta, el a avut o reacție cu două ore înaintea ta, au făcut un post repede și după care au venit și au comentat că a avut o reacție cu două ore înaintea mea. Dar ei s-au uitat să, să spună că, de fapt, ei au modificat ora. Deci au făcut postul și au modificat ora în care au făcut postul. Mă înțelegi? Ca să vezi la ce nivel jenant s-a ajuns. Iar eu am făcut un video în care am demonstrat că, de fapt, și de drept, postul este deja măsuit. Nu se poate. Deci nu se poate. Să dai la ce nivel de nu știu, nici nu pot să catalogie ce se întâmplă. Același lucru și Victor Viorel Ponta, pe care se pare că încă mai trebuie ca și parlamentar de Gorj. Este, da. Da, că e un accident al istoriei. Nu l-a văzut prin Gorj, de cât timp nu l-a văzut prin Gorj? Pe titlul, micul titlul cu Cosmin Mihalache. Ar fi fost anul trecut, prin iarnă, nu știu, la o întâlnire pe la Râncă. Ah, ok. Eu am crezut, da. Cu tineretul, tineretul din Pro-România, nu mai știu. Păi, dacă un parlamentar nu mai activează în acel județ de ani de zile, vă, nu se pare normal să-și mai păstreze mandatul? După care, am spus, am trecut la Dan Vâlceanu. Dan Vâlceanu încă mai are cu 14 fericit, nu știu ce mai are, probabil că e în concediu, nu-mi dau, nu ne explic. După care am văzut reacția președintelui. Hai să fim serioși. Deci la momentul ăla arăta ca un oligofren care acolo vede PSD. Da, te rog să-ți controlezi limbajul, Radu. Ok, îmi cer scuze. De fapt, nu-mi cer scuze. Te rog să-ți controlezi limbajul. O problemă, controlez, dar să știi că nu-mi cer scuze. Sunt atitudinea lui a fost de-a dreptul discursă descalificantă pentru președinte. Mă înțelegi? Special lui ce-au făcut. Dacă ăștia au uitat, să zicem, s-au făcut cu o uită și de fapt se dă tot ce s-a întâmplat, a fost o crimă prin omisiune, o trădare prin omisiune, pentru că practic prin ceea ce au făcut acești parlamentari s-au devoalat ca trădători. Ok? În condițiile în care, să zicem că a fost interesul PSD-ului și ăștia l-ați iasmă, special nici parlamentarii lui ce-au făcut, parlamentarii USR ce-au făcut. De ei se duc acolo doar pentru actul de prezență, ca să se bată între ei și să dea vina pe teren. Îmi pare rău, vina este a tuturor. Sau ăștia erau prea ocupați acum să se bată între ei sau să sugă de la noile conducte guvernamentale fonduri, mă înțelegi? Sau să pun mai peste și de actele normative băgate pe surpriză de PSD. Să fim serioși, ăsta a fost totuși, deci n-a trecut până acum. N-a fost un proiect chiar ignorat, pentru că are două avize nefavorabile, mă înțelegi, în două comisii, o dată în Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului și după care în Comisia pentru Drepturile Omului. Și are două avize nefavorabile, mă înțelegi? Iar astăzi, după toată nebunia asta, după toată, dacă vrei, generată de emoția publică, venire repede senatorii și salvarea situației. Cum pare cu tine că nu se întâmpla nimic dacă oamenii nu stăreau și nu aduceau în atenția opiniei publice ceea ce s-a întâmplat? Pe de cealaltă parte, trebuie să luăm în capul că poate să fie o diversiune. Așa că noi trebuie să rămânem atenți la ceea ce se întâmplă în spațiul public și avem obligația, măcar noi să avem obligația să rămânem atenți la ceea ce se întâmplă în spațiul public, pentru a nu scăpa din vedere alte lucruri care ar putea să aibă efecte pe termen lung. Sigur că am văzut și opinia unui parlamentar. Spunea, domne, chiar dacă adormeam noi pe aici și o luam razna și nebuneam și votam la Senat, pica nu trecea de Curtea Constituțională. Exact. Ceea ce am spus de
de la bun început. Deci nu trecea de Curtea Constituțională pentru că intră în flagrantă contradicție cu articolul 1 din Constituția României. Însă trebuie înțeles că acesta este un precedent periculos. De fapt, acesta este un lucru care poate să mascheze un obicei. Tu, încă o dată, gândește-te câte acte normative au trecut sau au fost aprobate statistici. Trebuie văzut ce anume prevedeau acele acte normative. Dacă se afla într-o situație mai gravă ca asta, că ăștia nu mai dormeau în sănătăie. Să pune acum. Da, am dat și niște exemple. Nu putem să rămânem noi. Ei, da, așa se pare. Încă o dată. I-am luat pe toți parlamentarii Gorjeni astăzi la rost. Inclusiv pe președintele USR, Radu Minut, pe care îmi spun, bineînțeles, ai așa cu 10 ducă prea altul. Deci, băi, stai, ai tăi, unul a fost. Ce-au făcut? Păi am tot parlamentar, nu aveau dreptul să vină ei, domnule, stați așa, uitați o lege importantă care nu are voie să treacă de noi, că ne lezează totuși onoarea. Da. Da, concluzia acestei zile... Că parcă, la un moment dat, povestea aceasta de la Parlament a depășit ca impact coronavirusul, epidemia de coronavirus. Ne-a scos așa puțin din dezbatere. Da, bălaua este că cei care vor avea de suferit în urma acestui episod, dacă vrei, vor fi ca minoritățile naționale. Noi nu am pierdut nimic, doar am mai câștigat un pic de ură. Ceea ce este grav. Deja, dacă vrei, populația României se află într-un episod istoric, dacă vrei, care va fi discutat de aici în câțiva ani, dacă vrei. Societatea românească n-a fost niciodată în istoria ei atât de polarizată. Și nu a existat atât de sentimente de ură atât de mari decât în perioada celui de-al doilea război mondial. Deci, românii când spun că, știi că noi suntem primitori și iubitori și nu-i adevărat. Deci nu a existat atât de multă ură, cred că nici în perioada celui de-al doilea război mondial și ceea ce s-a întâmplat astăzi nu a făcut bine. Nu va atenua acest sentiment dacă vrei. Din fericire va face chiar contrar. Și ăsta este motivul pentru care acești lideri ai minorităților naționale, aceste păpuși manevrate din alte cercuri, ar trebui trase la răspundere foarte grav. Da, Radu, îți mulțumesc pentru intervenție. Radu, să spunem, Radu Ciucuiu trăiește în Franța în acest moment cu familia și e conectat parcă mai mult decât alții locuitorii județului la realitățile din zonă și din România. Mulțumesc pentru intervenție și ne auzim și în alte serii. Multă sănătate îți doresc și familiei. Suntem la finalul emisiunii. Haide să încercăm să dăm un telefon. Poate reușim să luăm un punct de vedere doamnei primar din Turceni. Cine știe dacă o răspunde la telefon. Încercăm să auzim și telefonul, să vedem dacă ne dă un punct de vedere, oferă un punct de vedere referitor la cele trei cadre medicale care nu și-au mai găsit locul în Turceni, în sistem acolo și au fost trimise în șomaj. Din câte am înțeles, vor fi recuperate. Poate cineva face și o verificare, un control acolo la Turceni. Cadre medicale trimise în șomaj în plină pandemie, un medic și doi asistenți medicali, o situație incredibilă de nemai întâlnit la nivel național, într-o perioadă în care este nevoie de medici. Poate cine știe și la Târgu Jiu să-mi spuneți dacă se... Nu răspunde doamna primar, aproape că puteam spune un pariu. Eu cred că o sun de vreo 4 ani și nu-mi răspunde la telefon, deși în campanie electorală era foarte deschisă la dialog. După campanie n-am mai răspuns timp de 4 ani la telefon. Cam așa se întâmplă de regulă cu unii când apucă să ajungă în funcții publice, se transformă și nu mai răspund
așa cum o făceau altă dată, încercăm să obținem de la doamna primar Cristina Cilibiu un punct de vedere legat de situația celor trei cadre medicale de la Turceni, despre care se spune că ar fi fost trimise în șomaj, cadre medicale care probabil acolo situație va fi mâine expusă pe larg. Așteptăm de asemenea mâine rezultatul analizelor pentru directorul de îngrijiri medicale de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, suspect de coronavirus. Atenție, un rezultat pozitiv ar putea detona bomba cu COVID în Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Se roagă cei de la unitatea medicală pentru un rezultat negativ. Probabil că va urma o anchetă epidemiologică și cu rezultate previzibile. Probabil o parte dintre cadrele de conducere va ajunge la spital sau vom avea cazuri de autoizolare la domiciliu. Speranța rămâne însă într-un rezultat negativ, pentru că, practic, vorbim de sănătate în România, ne gândim doar la noroc și la speranță de cele mai multe ori și ne rugăm să nu ajungem acolo. Știți bine că acesta este adevărul. Toată lumea nu-și dorește să ajungă la spital, mai bine să rămână acasă cât se poate, deși în ultima perioadă au existat persoane care au făcut acest lucru și au murit pentru că au crezut că vor rezista acasă, dar iată, te duci la spital și acolo te întâlnești pe holuri cu cine? Cu persoane infectate cu coronavirus, unele dintre ele fiind chiar cadrele medicale. Atât în această seară aici la Tele3. Sigur, mâine avem informații foarte interesante pentru dumneavoastră și de asemenea discuții cu persoane din țară și din județ, discuții care să ne aducă și nouă lumină în ceea ce privește ieșirea din această situație. Deocamdată atât, toate cele bune, multă sănătate!